Bună, dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, eu sunt rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie, adorând latura Middle Eastern. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, apăsați butonelul de subscribe, implicit clopoțelul pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou, deoarece abonarea este total, total gratuită. Eu acum când filmez acest videoclip este marți și parfumul zilei mele de astăzi este de fapt o combinație, o variantă de layering formată din Jazira și Hair Fusion. Despre Jazira v-am făcut unboxing și primele impresii chiar în ultimul videoclip de pe canal. Scurt pe doi, jazira este pentru mine și pentru percepția mea, um, ca și cum uh, ai face layering, este precum un mix între ADN-ul Delinei și Delina La Rose. Și ce m-am gândit eu să fac? Să-i adaug o extra doză de licii din Hair Fusion. Lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii ce parfum purtați dumneavoastră în momentul în care... Urmăriți acest videoclip. Și uh, v-am uh, împărtășit așa, v-am dat uh, un mic uh, hint, v-am dat un mic indiciu pe grupul meu de Facebook Freak Family. Dacă nu sunteți acolo, foarte rău, faceți, o să aveți link în bara de descrieri către grupul meu, către contul meu de Instagram și către contul meu de TikTok. Și am uitat ca de obicei. Uh, aceste două parfumuri le puteți găsi pe site-urile dubaicollection.ro, dubaicollection.eu și nu în ultimul rând arabianscent.net unde codul ROJ25 va aduce un discount de 10% la absolut orice comandă. Decanturi, parfumul full, parfumuri full size și așa mai departe. Bun, revenind la subiectul zilei noastre de astăzi, pe doi. Atena de la Mezon Alhambra și Barbary Gades de la Barbary <laughs> Bun, o să încep cu Barbary Gades și Dal. Vedeți în variantă de 30 de ml, deoarece a fost primit cadou și oricum dacă ar fi fost să mi-l eu din banii mei, l-aș fi achiziționat tot în varianta de 30 de ml. Acum, cu scuzele de rigoare, voi știți deja, sper, că treaba aceasta cu parfumurile este subiectivă. Nu tuturor ne place aceeași aromă, slavă Domnului, nu toți percepem la fel un parfum, suntem diferiți, avem gusturi diferite. Eu, una, fac parte din acele persoane, cred că foarte puține de pe suprafața Pământului, nu știu, cărora nu. Nu prea sunt date pe spate dacă doriți de barbarigades, da? Chiar dacă eu sunt o iubitoare de vanilie declarată, ador parfumurile cu și despre vanilie, vanilie sub orice formă ar fi ea, ja? vanilie gurmandă, vanilie afumată, vanilie condimentată și așa mai departe. Uh. Nu prea m-a impresionat acest parfum. Din nou, cu scuzele de rigoare, dacă este parfumul semnătură, poate, al dumneavoastră, doamnelor, nu o luați ca un atac personal, da? Ce este Barbary Gades pentru mine este un ADN perfect pentru layering. însă. Secretul acestui parfum constând în vanilie, lavandă, ghimbir. Și -o atingere de cacao În opinia mea, Barbarigades este acel parfum potrivit oriunde și oricând E una cel puțin, așa l-aș purta, absolut oriunde și oricând Nu știu, la un job, la interviu, la uh, cumpărături, de ce nu? La o plimbare, oriunde da? Nu este genul acela de parfum uh, rigid, cum spun eu, care să-ți impună o anume ținută sau un anume moment al zilei Um, acest gades pentru mine și pentru simțurile mele se deschide cu o lavandă spicy, efervescentă. Dacă are sens, deoarece eu această lavandă o percep ținându-se de mână, cum spun eu, cu o notă, cu un acord de ghimbir. Iar um, ca să vă fac o paralelă, lavanda din Barbary Gades. Nu este la fel de uh, in your face dacă doriți, cum este uh, lavanda din Libra de la ASL. ISL. ISL. Da? Uh, Ador Libra, am uh, două sticluțe din acel parfum. Cred că am și vreo două inspirații, dacă nu mă înșel. Însă, ca să vă faceți o idee, cel puțin din nou în accepțiunea mea, pentru percepția mea, lavanda din Barbary Gades nu este la fel de opulentă precum uh, cea din uh, Libră de la ISL. Bun. Scuze, dar sunat telefonul, ca de obicei că l-am la încărcat, noroc că l-am dat pe vibrații. Bun, tot o atingere, exact cum v-am spus că percep acea lavandă cu o atingere de ghimbir, tot o atingere de cacao resimt și în dry down-ul final. Da? Pentru mine dry down-ul final înseamnă vanilie, însă o vanilie oarecum aerată, dacă doriți, din nou, în percepția mea, da? față de vaniliile cu care sunt eu obișnuită și față de vaniliile pe care eu una le ador, Vanilia din dry down-ul final al lui Barbary Gades pentru mine și pentru percepția mea este una Aerată bun cam aceasta este impresia mea scurt pe doi oricum sper să fie un videoclip cât se poate de scurt să mai facem și din acestea mai scurtuțe despre Barbary Gades acum trecem la Atena Atena care vine în această prezentare. nu știu poate pentru multe dintre dumneavoastră va fi uh, mult prea mult hauriu <laughs> Iar sticluța, cei de la Mezon Alhambra, de data aceasta au venit cu ceva inovativ, cu o creație personală la capitolul sticluțe. Sticluța arată așa. Mie una îmi place foarte mult. Genul acela de sticluță feminin, minimalistă, dacă există treaba aceasta. Capacul este din plastic, însă are acest aspect de marmură. Iar aici are o parte bej dintr-un cauciuc silicon care este și ușor elastică, da? Bun, am uitat să vă spun, dar voi deja ați văzut um, notele pe ecran pentru Barbary Gades. La fel veți vedea notele pe ecran și pentru Atena. și sticluțele una lângă alta arată așa, însă. Uh, cred că cei de la Mezon Alhambra s-au gândit ei să ne dea, nu știu, să se joace puțin cu imaginația sau cu intuiția noastră, deoarece aici avem Barbary Gades, adică zeița, iar aici avem Atena de la Mezon Alhambra. Atena fiind zeița înțelepciunii, din câte mi-amintesc eu, în Grecia Antică. Bun. Acum, ca să discutăm uh, unul la 1, dacă doriți, voi pulveriza pe o mână Barbary Gades, iar pe cealaltă mână Atena de la Mezon Alhambra. Cu precizarea că, din nou vă repet, eu acum când filmez este marți, iar eu acest parfum l-am ridicat sâmbătă dimineață din Easybox, da? Deci este la mine sâmbătă, duminică, luni și astăzi. Este a patra zi. Și da, voi știți că eu nu mă arunc să fac clipuri de tip versus atât de repede, da, las parfumul să se macereze, las parfumul să se așeze și abia apoi uh, trec la disecat. Însă, acest parfum m-a surprins. Momentan este out of stock în România, însă, din ceea ce am căutat eu pe Google, lucru pe care îl puteți face și dumneavoastră. L-am văzut pe site-ul fragra.de la suma de la prețul de 100 de lei în banii românești da? în banii noștri doar că trebuie să știți că taxele de transport din nou nu am comandat niciodată am făcut o simulare dacă doriți pe acel site um, Shipping-ul, transportul costă undeva la 60 sau 62 de lei, nu mai știu Și din nou nu știu să vă spun dacă um, comanda va ajunge prin curier, la poștă sau așa mai departe Și dacă dumneavoastră ați comandat de pe fragra.de, lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii, vă rog chiar, chiar sunt curioasă de treaba aceasta, parfumurile vin prin poștă sau vin, vin prin curier? da? Bun pulverizăm întâi barbării gades aici și 1, 2, 3 și aici și pulverizăm Atena 1, 2, 3 întâi și întâi de toate și acum țin mâna așa ca să pot pulveriza în aer atomizorul este foarte, foarte fain. Nu știu cât surprinde camera, însă Împrăștie foarte fin, foarte bine, și pe o suprafață extinsă, dacă doriți. Bun. Din start, pentru că eu m-am mai jucat cu Atena, e drept, nu i-am dat o purtare ca parfum de sine stătător, doar să-l port doar pe el într-o zi ca să vă pot da mai multe informații în legătură cu performanțele acestuia. Însă. În ziua în care l-am luat din Easybox, mi-aduc aminte că m-a apucat acea uh, curățenie, da? Doamnele știu ceea ce spun, și stați că am uh, omis. Eu l-am comandat, mulțumită Grațielei, de pe Frec Family, să rămână din suflet, știu că mă vezi, să rămână din suflet pentru absolut tot. Eu cu grație la uh, discut pe Messenger, oricum cu multe dintre dumneavoastră știți că discut pe Instagram sau pe, pe Facebook Messenger. Nu sunt, nu mănânc nici oameni și nu sunt uh, atât de figurantă pe cât par, zic și eu, poate. Bun, în ziua în care am uh, ridicat acest parfum, L-am pulverizat pe mână pentru că, da, nu am avut răbdare. M-a surprins din start cât de asemănător este și ce vă pot spune. Vă spuneam că eu atunci făceam curățenie. Eram mai precis la capitolul bucătărie, unde am curățat mobila cu N soluții plus aragazul plus hota. Și da, grație la știu că o să mă certe din nou, fără. Mănuș. Eu nu folosesc mănuși atunci când fac treabă prin casă. Cert este că după ce vă dați seama de câte ori mi-au intrat mie mâinile în contact cu N substanțe de curățenie pentru casă, da? după toată treaba aceasta m-am spălat pe mâini, hai să spunem undeva la o oră, a durat toată activitatea, curățenia, m-am spălat pe mâini cu săpun și Atena! Mirosea. Și mirosea, da. Nu era uh, genul de aromă la care să mi îndes nasul, cum spun eu, da, de la distanța aceasta încă proiecta, încă îl putem simți. Bun. Cum sunt aceste două parfumuri? Uh, vorbind strict despre Atena, Deschiderea acestui parfum este o idee mai fresh, dacă doriți față de deschiderea din Barbary Gades. Nu știu, e ceva ce mă duce cu gândul către o adiere de bergamotă în deschidere. Iar pe măsură ce se dezvoltă, lavanda din Atena mi se pare o idee mai domolită față de lavanda din Gades. Iar dacă în Gades eu una percep o lavandă efervescentă, fin, spicy, um, chestie dată de acea atingere de ghimbir. Lavanda din Atena, pentru mine, este una, dacă doriți, o să sune aiurea să vă explic imediat ce vreau să scot în evidență, este o lavandă florală. da, În afară de nota în sine de lavandă în Atena, nu știu, pe undeva, prin fundal, pe acolo, mai sunt și ceva flori. Nu pot pune, cu siguranță nu pot pune degetul, însă, un iz floral, fiind de tot, m-ar duce cu gândul către o iasomie, o adiere, însă, din nou, nu este o iasomie indolică. Accentuez faptul că o resimt sub formă de adiere, da? Deci, ceva acolo slab, fin, undeva în fundal. Pe măsură ce se dezvoltă, și acest Atena, um, vanilia se amplifică, dacă doriți, iar în dry-down-ul final, vanilia din Atena e una, o percep ca fiind o vanilie ușor mai slab mai slabă în cremozitate față de vanilia din Gades și o idee mai, era să spun prăfuită, o idee mai pudrată, da? Dar, dar, concluzie, scurt pe doi. Să vorbim vorba aceea, pe înțelesul tuturor. În aer, da? Deci dacă pulverizați Atena de la Mezon Alhambra, nu, nu știu, vă duce un 95% către zona lui Barbarigades. Gades. Da? Per ansamblu, pentru mine, Atena este exact cum v-am spus 95% asemănătoare, este dup pentru Barbary Gades. Deschiderea și drydown-ul final um, sunt oarecum, bine, de fapt, singurul twist, diferența aceasta de 5%, da, că iar mă pierd în amănunte, Exact cum v-am spus, deschiderea acestuia este o idee mai fresh, Lavanda din acesta nu este acea lavandă spicy, acea lavandă fiind de tot condimentată de ghimbir, ci una cu inclinație, cu o extra inclinație florală, dacă doriți că lavanda deja e plantă, floare. O mică mică atingere verde, pe undeva pe acolo, dar nu verdele acela gen iarbă proaspăt cosită, ci mai degrabă un, un paciuli cu subton verde, dacă are sens, iar dry down-ul final, din nou, este o idee mai slab în cremozitate. Acum, dacă vă place Barbarigades și nu știu, în momentul de față aveți alte cheltuieli sau aveți banii planificați pentru cu totul, cu totul altceva, puteți lua, safe blind by Athena. Da? Pentru mine și pentru nasul meu și pentru simțurile mele, aceste două parfumuri sunt, și vă arăta mâinile, aceste două parfumuri sunt 95% identice. Am văzut pe Insta, în online și mai peste tot, faptul că cei de la, la Tafa au scos un dupe, dacă găsesc o să vă inserez o poză pe aici, un parfum cu o sticlă foarte interesantă, dup declarat între ghilimele pentru Barbary Gades însă nici varianta Maison Alhambra, în opinia mea, nu este cu nimic mai prejos. Nu știu momentul de față pentru că, exact cum v-am spus, nu sunt. nu sunt iubitoare, nu mă dă pe spate, nu, nu știu, nu e genul de parfum. Din care să vreau două sticle, să știu eu că l-am acolo Însă, ca o iubitoare uh, și o înflăcărată a notei de vanilie ce sunt Da, îmi place ADN-ul și da, exact cum v-am mai spus, mi se pare perfect pentru layering Iar ca parfum de sine stătător, da, nu știu, nu deranjează cu absolut nimic E acel easy rich de zi cu zi, dacă iubești vanilia nu știu dacă v-am spus, dacă v-am spus, mă repet, în aer da, nu se poate face diferența. Diferențele le faci doar când le pulverizezi unul pe o mână, unul pe cealaltă mână. Mi se pare extrem, extrem de reușit ca parfum de sine stătător, deoarece, exact cum v-am spus, twistul acela, acele mici diferențe, da, îl fac să fie, cum să spun eu mai ușor de plăcut, dacă are sens, dar categoric. O să mă bucur în continuare de el și v-am spus, cred că voi achiziționa și acel nou parfum al casei la Tafa. Nici nu știu cum se numește în momentul de față, am un lapsus. Dar, în fine, bun, dacă ați rămas cu mine până la final, vă mulțumesc din suflet, exact cum v-am spus, Link pentru acest parfum momentan în România este out of stock, însă îl puteți găsi pe fragra.de și din ceea ce am văzut pe TikTok, site-ul este legit, cum se spune, nu aveți probleme, nu absolut nimic, doar că nu știu cum se procedează la capitolul transport. Vine prin curier, vine la poștă, habar n-am. Dacă știți voi, lămuriți-mă și pe mine în secțiunea de comentarii. Vă mulțumesc din suflet dacă ați rămas cu mine până la final, vă îmbrățișez cu mare, mare drag iar până data viitoare vă doresc zile minunate și mega, mega parfumate. Hai în comentarii! V-am pupat!